Peste 200 de tineri din toată lumea, de pe mai toate continentele, sunt acum la straja, la ceea ce se numește cea mai mare competiție de longboard din lume. Temerarii au venit echipați, iar unii dintre ei au călătorit chiar și 3 zile ca să participe la concursul de aici. Mulți reprezintă firme puternice la această competiție și toți se luptă să fie cei mai buni. Traseul însă, spun organizatorii, este ceea ce i-a atras la straja și faptul că aici există telegondola pe care o pot folosi gratuit. Anul ăsta avem un pic mai mulți. În jur de 15 români și restul de 180 străini din 19 țări anul ăsta față de 14 anul trecut și anul ăsta am reușit să aducem și de pe alte continente. Am adus și din Australia, Canada, avem chiar 9 din Australia, 4 din Canada, 6 din State, 2 din Filipine, avem o fată din Malaysia. Cu toții au venit aici după ce anul trecut toată lumea a fost încântată de traseu, de modul de organizare și de faptul că, spre deosebire de alte competiții, aici au gondola cu care urcă. Drumul nu se mai închide, așa cum se întâmplă în alte competiții, unde tinerii sunt aduși cu autobuze care închid periodic traseul. Au venit oamenii ca să se dea pe traseul care e închis și știu că se dau pe un traseu care e asigurat, e închis și au siguranța că atunci când merg în jos nu vine nicio mașină, au baloți pe traseu, e vorba despre siguranță în mare parte. Avem oameni din Australia care au condus, au zburat peste 29 de ore plus condusul, au venit 3 zile ca să se folosească de traseul ăsta, deci noi suntem foarte, foarte mândri de asta. Totul este asigurat și aici sportivii găsesc exact ce caută, inclusiv mâncare românească. Deja au început antrenamentele și de joi începe competiția Transilvania Downhill, un mod ideal de a ne promova țara și turismul la straja mai ales. Suntem din Deva, momentan și tot ce am adus aici am încercat să fie local, de la printuri și până la, nu știu, mâncare, cazări, tot. Sperăm să înviem straja pe timp de vară. Să înviem pasul vulcan pe orice timp, că am înțeles că iarna nici acolo nu se întâmplă mare lucru și să ne bucurăm cât mai mult și să fie toată lumea mulțumită, sper să fim apreciați. Premiul o să fie cash și premii de longboard, doar că majoritatea dintre ei sunt sponsorizați de anumite branduri și atunci, decât să dai un premiu pe care nu are voie să-l folosească, am preferat să adunăm niște bănuți care să-i motiveze și să-i ajute să se înscrie la alt eveniment, plus că fiecare dintre finaliști, ca și anul trecut, va avea intrare liberă următorul an. Competiția a avut primele antrenamente și deja s-au înregistrat noi recorduri, așa că se așteaptă la o întrecere pe cinste. De altfel, drumul cu multe curbe pe care se coboară din stațiunea Straja este ideal pentru acest sport cu longboardul, ceva mai lung ca un skateboard, dar mult mai competitiv când vine vorba de coborârea în viteză. Ce viteză atingi? Anul trecut a fost 93, maxim, anul ăsta am înțeles că până acum 96. S-a doborât un pic recordul, dar de același persoană, de Sebastian Hettler, care a și câștigat anul trecut. Și cum se vede straja de la viteza asta de pe longboard? Foarte îngust. Foarte îngust, se îngustează drumul. Se îngustează drumul, crește adrenalina și, nu știu, prea mare plăcerea ca să te mai poți gândi la altceva. Este uluitor modul în care acești temerari coboară cu viteze uriașe în curbe amețitoare și printre competitori sunt chiar și doamne și domnișoare, gata să doboare noi recorduri. Competiția însă se va continua între 26 și 30 august în Pasul Vulcan. Numai puțin de 245.000 de doze de vaccin hexavalent vor fi livrate medicilor de familie din țară. Dozele ajung și în Valea Jiului, iar potrivit oficialilor, cantitatea alocată acoperă necesarul pentru următoarele aproximativ 5 luni. Ministerul Sănătății a început în aceste zile livrarea noilor doze de vaccin hexavalent la cabinetele medicilor de familie de la direcțiile județene de sănătate. Potrivit oficialilor, tranșa actuală de 245.498 de doze este livrată înainte de termenul contractual stabilit în contractul de achiziție, respectiv lunile iulie și octombrie 2017. Ministerul Sănătății reamintește că a încheiat în acest an un contract pentru furnizarea unei cantități de 630.000 de doze de vaccin hexavalent. Prima tranșă de 120.000 de doze și parțial a doua tranșă de 44.229 de doze au fost repartizate în țară în lunile aprilie și mai. După repartizarea dozelor
curente, conform contractului de achiziție. Urmează ca România să primească o nouă tranșă de vaccin hexavalent. Locuitorii din Lupeni sunt invitați la finele acestei săptămâni să ia parte la festivalul Berii. Va fi muzică ușoară, populară și vor fi invitați toți la petrecere. Aceasta fiind prima manifestare pe care Lucian Resmeniță o bifează din funcția de primar al municipiului Lupeni. Pe data de 6, 7 și 8 luna aceasta avem deosebită plăcere de a organiza în parteneriat cu o firmă un spectacol deosebit pentru cetățenii municipiului Lupeni. Pe data de 6 vineri vom avea muzică populară pentru cetățenii municipiului Lupeni, pe care așteptăm cu mare plăcere. Pe data de 7 avem muzică ușoară, cum se întâmplă de obicei în localitatea noastră, iar pe data de 8 vor cânta tinerele talente de la noi din comunitate. Aici vreau să vă spun un lucru foarte important, că din partea Consiliului Local noi participăm doar cu terenul aferent locului respectiv, ceea ce mă bucură foarte mult și mă bucură faptul că pentru acest spectacol noi am reușit să economisim o anumită sumă de bani destul de mare, contribuind doar cu curentul și cu cele necesare pentru a se desfășura în foarte bune condiții acest lucru. Evenimentul are loc în parcul din Bărbăteni și printre cei care vor urca pe scenă se numără Dodi, Claudia Pavel Crim, Alex de la Orăștie, Cornel Todea, Diana Delis, Vlad Păducel și Gabi Nicolae. Organizatorii evenimentului mai spun și că pe toată perioada weekendului la Lupeni va fi amplasat și un parc de distracții. Doi absolvenți de liceu din județul Hunedoara au obținut nota maximă la examenul de bacalaureat. Iulia Bocăniciu, absolventa Colegiului Național Decebal din Deva, și Paula Roxana Popa de la Colegiul Național Aurel Vlaicu din Orăștie sunt cei doi absolvenți de liceu care au reușit să obțină nota maximă la toate probele din cadrul examenului de bacalaureat. Asta în timp ce niciun absolvent de liceu din Valea Jiulei nu a obținut media maximă la examenul de bacalaureat. Alți 392 de absolvenți de liceu au obținut medii cuprinse între 9 și 9,99 la examenul maturității. 643 dintre candidați au obținut medii cuprinse între 8 și 8,99, în timp ce alți 521 de candidați au reușit să ia note cuprinse între 7 și 7,99. Pentru a fi declarați admiși, candidații care au susținut examenul de bacalaureat trebuie să aibă cel puțin media 6. În această situație se află înaintea contestațiilor un număr de 408 absolvenți de liceu. 169 de candidați au avut medii cuprinse între 5 și 5,99, însă deocamdată nu sunt declarați promovați la examenul de bacalaureat. La prima sesiune a examenului de bacalaureat s-au înscris 2961 de candidați, iar 3 au fost eliminați și alți 144 nu s-au prezentat. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat vor fi afișate în 10 iulie, după contestații.